Acum vreo 2 ore 33 de minute și 41 de secunde, din racordajul unei rachete, într-un praf roșu, a plecat o mince care a căzut în aut. Și asta a fost istoria finalei Roland Garros 2017, pe care Simona Halep a pierdut-o. Sper să nu vă dau eu asta. Ba da! Ghiciți ce a spus persoana de lângă mine care se uita la meci. Care au fost primele cuvinte? Știi cineva? Vă dau un indiciu. Acronimul este AFFPF. Sună ca o înjurătură. AFFPF. Ar fi fost prea frumos. După meci, cum fac mulți dintre noi, probabil, mi-am sunat un prieten să învărs amarul. Mai învârstă om și zic, mă, ce naiba ni s-a întâmplat nouă ca popor român, că în trecut nu eram niște AFFP-fiști. Adică am avut un 86, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Ați văzut filmarea, măcar știu că nu erați în zonă pe atunci. Doamne, dar să vă uitați la filmare. Deci sunt penaltiuri, e 0-0, se termină meciul, cel mai important meci în istoria fotbalului românesc. Penaltiuri, este meciul în Spania, Steaua contra Barcelona, tot stadionul împotriva Stelei. Ratează Steaua, ratează Majarul, fotbalist de prestigiu, ratează Belloni, ratează și spaniolii. E celebrul meci în care Ducadam apără 4 penaltiuri, știți? Celebrul apără Ducadam! Și vine al treilea jucător al Stelei, un fraier, pe vremea aia, un lăcătuș. Avea 22 de ani, nu dădea nimeni 2 munci pe el. Și aranjează mingea, îl dă în spate, zbang! Cu șpițul, bară, gol! Nici o treabă. Steaua câștigă meciul și întreabă prietenul, mă, cum naiba, ce făceau aia pe atunci? Cum de Ilie Năstase era locul întâi în lume, câștiga toate turneele finale? Cum de Steaua a reușit, cum de Lăcutu și-a dat gol? Și zice, erau foarte buni și doi, îi durea în bască. Îi durea în bască. Erau atât de bune când aveau confortul și aveau mentalitatea de învingători. Iar mentalitatea asta se creează în școală, într-o societate de lideri, nu de AFFP-fiști. Am jucat tenis de performanță, probabil se vede din pasiunea pe care am pus-o în ziua de azi. Și poate că asta m-a ajutat să ajung la un moment într-un moment care mi-a schimbat viața. Se întâmpla spre iarna lui 2003, spre 2004. Și în căsuța mea poștală comunistă de pe strada Titulescu din București a sosit un plic care era prea mare ca să intre în cutia poștală. Și nu era un plic comunist, era un plic de la Stanford. Unde aplicasem și era un semn bun că era plicul mare, în genul ăsta spune că ai intrat. Așa am ajuns la Stanford, care era foarte departe de România. Asta este traseul zborului și am ajuns în campus undeva în toamna lui 2004 și lumea mea s-a schimbat complet. Și vă împărtășesc câteva experiențe care poate s-ar putea aplica cândva și în România, nu știu. În primul rând am ajuns în campus și nu o să uit niciodată, în fața căminului în care urma să locuiesc, era o echipă întreagă de tineri, colegi de-ai mei de an mai mare, cu un semn imens, welcome, nu știu ce, și welcome Tianu, prietenii îmi zic Tianu. M-am lăsat, paf, ăștia știau corect la mea, mai mult pregătiseră un semn să mă ureze bun venit în comunitatea de la Stanford. Asta este piața centrală din campusul Stanfordului, al doilea cel mai mare campus din lume. Cam atipică, este o biserică acolo, atipic pentru un campus american. Și cam așa arată evenimentele importante de la Stanford. Ăsta e un meci de fotbal american. Un sport pe care nu l-am înțeles decât după ce m-am căsătorit, în fine, povestea e lungă, dar, deci nu sunt în poza asta, ok? Fotbalul american, basketul, sporturile creează comunitate, foarte important. Unesc comunitatea universitară. California, Berkeley, e cel mai mare rival al Stanfordului. În săptămâna dinaintea marelui meci, chiar așa se cheamă, The Big Game, studenții la Stanford iau niște ursuleți de pluș, și pentru că e mascota celor de la Cal și plimbă pe bicicletă târâți de o sfoară în spate.
Trageți voi concluzia? Mascota Stanfordului e un copac. Nu prea au ce să facă cu un copac, ce-i drachea? Poate de asta am ales-o, nu știu. O altă experiență. Prima lună plină din campus. Se numește Full Moon on the Quad. E o tradiție care a început acum zeci de ani, la începutul secolului 20, cred, și a pornit ca un gest inocent. Studenții de ultimul an le urau bun venit în prima noapte cu lună plină, studenților din primul an, cu un pupic sau cu o floare. Între timp s-a ajuns la asta și la alte imagini pe care iarăși nu pot să le arăt aici. De asemenea menționez că nu sunt nici în poza asta și nici în altele care ar putea să nu se existe. Sentiment de comunitate. După aceea ce mai înseamnă o școală de lideri? Am ajuns la Stanford în America și mi-am dat seama că nu știu să citesc. Pentru că de la oră la alta primeam ca temă între 200 și 500 de pagini. Era obișnuit să trec pe fiecare rând, să dau pagina, ceea ce era fizic imposibil. Și a trebuit să învăț să citesc, să fac skimming, așa cum spun eu. Mi-am dat seama că nu știu să scriu. Sigur, știam să scriu românește. Eram chiar foarte bun, am fost și la Olimpiada de limba română. Ploaia cade, frunza fâlfâie. În America nu e așa tare. Sunt pragmatici. Ai 150, 200, 300 de cuvinte într-o lucrare, într-un eseu. Dacă pui 3 virgule în plus, ți le taie. Și fiecare punct pe care îl pui pe foaie contează. Așa că prima mea notă a fost C+. N-aș C+, nu e bine. A e bine. Ok? Am învățat să scriu. Apropo, universitatea îți pune la dispoziție toate resursele ca să, mai ales ca studenții internaționali, să vii la nivelul la care ei sunt, într-un timp foarte scurt. Am învățat și să vorbesc cu colegii mei. Am învățat și să vorbesc în public. Așa arată, de exemplu, o clasă de la Harvard Business School. După Stanford, am obținut o bursă care mi-a permis să merg la un dublu master la Harvard. La Harvard Business School, toate lesele de curs sunt dispuse în felul ăsta, în format de podcoavă și amfiteatru. Sunt 94 de elevi, iar participarea la ore contează cam 50% din media finală. Este o competiție extraordinară să încerci să ridici mâna, să fii numit de profesor și să spui ceva inteligibil. Mai mult, orele se desfășoară după o metodă numită case study, metoda studiului de caz. Deci, profesorul vorbește cam 5% din timpul alocat unei ore. Restul, prin metoda socratică sau studiului de caz, vine de la studenți. Toată cunoașterea vine din schimbul de idei dintre studenți. Și am învățat, a trebuit să învăț să fac și asta și mi-am impus să vorbesc în public, pentru că nu e așa în România, cel care ridică mâna sau o întrebare e numit fraier. În America am învățat că nicio întrebare nu e prea stupidă ca să fie adresată. Asta e o imagine din săptămâna finalelor, examenelor finale. Se numește Hell Week, săptămâna iadului. Și iarăși nu sunt eu și nici nu cunosc persoana respectivă, de altfel, dar cu imagine tipică. Și înainte de săptămâna finalelor, iarăși apropo de comunitate și de tradiții și de gesturi care par nebunești, la 12 noaptea, duminică spre luni, are loc The Primal Scream. Nu o să-l reproduc, dar de la fereastra fiecarei camere de cămin iese un student disperat care urlă cât îl țin plămânii. Și în tot campusul se aude acest urlet pe care în toată nu o să-l reproduc. Ce mai înseamnă o școală pe bună, o școală de lideri? Și unde nu suntem foarte buni în România? Înseamnă o comunitate de absolvenți, de alumni, care este foarte, foarte atent valorificată. Orice om care absolvă un an dintre aceste universități este urmărit pe parcursul vieții. Universitatea știe unde lucrează, cam care e salariul, dacă a atras alți studenți după el acolo, îl invită la evenimente în campus, îi cere donații. Sunt miliarde de dolari adunați de universității americane, miliarde în decursul anilor, din donații. Și donațiile vin, bineînțeles, de la, în general, de la alumni. Universitate pe bune, sau școală pe bune, asigură acest prim pas al studenților în carieră. Foarte complicat. Pentru că, apropo de ce s-a spus mai devreme, ajunge acasă cu diploma, ok, și acum? Așa, și
Ei, acolo au aceste târguri de carieră, într-o săptămână care e dedicată companiilor, în general vin absolvenți de alumni cu companiile pe care ei le reprezintă și recrutează direct de pe băncile universității. De asemenea, școlile astea măsoară cam tot. E un dicton vechi care spune nu poți să gestionezi ceea ce nu măsori. You can't manage what you don't measure. Știu tot despre studenților. În ce sectoare se duc, cât fac voluntariat, în ce zone, ce salarii au, în ce industrie, dacă au schimbat joburile și așa mai departe. Asta le permite să-și updateze, să-și actualizeze în permanență curicula. Școlile astea au și genul ăsta de inițiative globale. În fiecare an își aleg un subiect, de exemplu schimbări climatice sau corupție sau altceva. Dar sunt un jucător nu doar în spațiul acela restrâns al unui campus universitar. Sunt un jucător la nivelul societății întregi. Primesc în continuare la mulți ani, prea mulți, de când am terminat facultatea și masteratele, revista universității în România. Primesc în fiecare lună 3 reviste. Pe gratis. Nu plătesc pentru ele. Da, donez și eu ceva în fiecare an universității orăstrului. Dar așa mă țin aproape, așa mi explică care sunt ultimele trenduri în cercetare, ce au mai făcut absolvenții și așa mai departe. Asta înseamnă o comunitate, asta înseamnă o școală pe bune. Omul ăsta se numește Steve Jarding și am avut șansa să-l am ca profesor. Mai întâi în anul întâi la Harvard și apoi în anul 3. I-am mai luat 2 cursuri. Un curs l-am făcut de 2 ore, atât de mult mi-a plăcut. A fost ales drept cel mai bun profesor de la Harvard, cred că în 2016. Și el n-a lăsat să încheia fiecare curs cu povestea lui. Ce vreau să vă spun, pentru că povestea omului ăsta mi-a schimbat și mie viața. Poate a fost acel erou de care am avut nevoie la un moment dat pe parcurs. Steve Jarding s-a născut într-un stat pe care nu aveți cum să-l puneți pe hartă și nici americanii nu prea știu să-l pună, se numește South Dakota. Într-o familie numeroasă. Avea 6 frați, el era cel mai mic și la câteva luni după ce s-a născut el, din păcate tatălui a murit. Mama lui a trebuit să facă un efort extraordinar, să muncească 3 slujbe, ca să asigure creșterea 6 copii. Copiii rămân copii și peste ani, bineînțeles că se plângeau. Mamă, când trăia tata, aveam și noi Adidas de aia, de la Adidas. Nu prostii de genul ăsta. Când trăia tata, reușeam să ne ducem la film, că o dată pe săptămână. Când trăia tata. Până când într-o zi, i-a ajuns cuțitul la os mamei lor și i-a așezat pe toți cei 6 în jurul mesei și ne-a spus, mă copii, ia terminați. De ce vă plângeți? Și a pus următoarea întrebare, știți care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla în viață? Și copiii au spus, nu știu, mamă. Și a spus, cel mai rău lucru nu este să pierzi pe cineva drag. Cel mai rău lucru nu este să nu ai bani, să fii sărat, lipit. Cel mai rău lucru nu este să fii bolnav. Cel mai rău lucru nu e nici măcar să-ți moară cineva drag. Și copiii au spus, mamă, dar sunt de nasol asta. Ne-am uitat. Și i-a spus, nu. Cel mai rău lucru din viața voastră care vi se poate întâmpla este să ajungeți la finalul vieții, pe ultima pernă pe care o să puneți vreodată capul și în ultima clipă în care veți respira aer pe pământul ăsta și să vă uitați în urmă și să vă dați seama că n-ați lăsat mai mult decât ați dat în viața voastră. Să vă dați seama că ați ieșit pe minus. Că ați luat oxigen de pe planeta Pământ degeaba. Gândiți-vă la simplitatea și profunzimea acestei idei. Știm clar că avem o singură viață. Poate credeți în reîncarnare, nu știu, dar deocamdată putem paria că avem o singură viață. Asta știm ce. Ceasul tică.
pentru fiecare dintre noi. Inevitabil, la un moment dat sau altul, va veni un moment când și voi sunteți foarte tineri și aveți toată viața în față, dar și voi veți pune capul pentru ultima oară pe o perne. Puteți să vă întrebați, veți putea să vă întrebați atunci și să vă răspundeți pozitiv. Da, am lăsat mai mult în lumea asta decât am luat de la lumea asta. Vă provoc să o faceți. După cursul pe care l-am urmat cu Steve, m-am hotărât să revin în România. Mi-am spus că poate aici e nevoie de mine mai mult decât e nevoie în America. Mi-a luat niște ani. Am lucrat la Banca Mondială, eram staff acolo. Am renunțat la job, ceea ce nu prea auzi nimeni de acolo. Mi-am luat soția, care e americană și foarte înțelegătoare, evident. Și copilul nostru, fetița noastră, care are acum 2 ani, avea mai puțin de un an atunci, și ne-am mutat în România. Pentru că am simțit că e nevoie să schimbăm țara asta, m-am implicat în cel mai murdar loc posibil, în politică. Și am candidat ca independent în județul Neamț, de unde sunt eu, la recentele alegeri parlamentare. Și am strâns mâna a 50.000 de oameni și am umblat prin fiecare sat și am privit oamenii în ochi încercând să le spun că dacă nu alegem altfel de lideri, țara asta n-are niciun viitor și că putem să avem o societate civilă extraordinară și un mediu privat efervescent. Dacă nu schimbăm mediul public, nu progresăm ca națiune. Și bineînțeles, n-am reușit. Am luat cele mai multe voturi din țară, ca independent, aproape 7.000. Au intrat oameni pe listă de partid cu mai puține voturi ca mine, dar nu asta contează. Contează că am ales să mă întorc și cred că sunt pe calea cea bună. Vă doresc să faceți același lucru și anume să vă urmați visurile. Nu neapărat să intrați în politică, mi-aș dori să văd cât mai mulți oameni curați și competenți care își asumă tot noroiul ăsta și încearcă să-l schimbe. Dar orice ați face, urmați-vă visurile și nu fiți AFFP-fiști. Vă mulțumesc!